Bine ați venit la ședința ordinară convocată a Consiliului Local al Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi, 28 martie 2024. Vă aduc cunoștință că această ședință a fost convocată prin dispoziția numărul 518 din 22 martie 2024, emisă de primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Seilă, ședință ce se desfășoară cu participare fizică și online. Având în vedere acest lucru, voi face apelul nominal al domnului consilier local care participă la ședință, doamna Irin Cuțe. Bună ziua, prezent! Bună ziua, doamna Valapa! Bună ziua, prezent! Bună ziua, domnul Bursan! Sărmâna, prezent! Bună ziua, domnul Postea! Sărmâna, prezent! Bună ziua, doamna Dimitriu Cunghez, absent! Doamna Blumea! Bună ziua, prezent! Bună ziua, domnul Dumitru! Bună ziua, prezent! Bună ziua, domnul Ioca! Bună ziua, prezent! Bună ziua, domnul Mongu! Bună ziua, tuturor, prezent! Bună ziua, domnul Macovei! Absent! Doamna Marcu! Bună ziua! Bună ziua, domnul Mucanu! Bună ziua, prezent! Bună ziua, domnul Nedelu! Absent! În situația în care vă spuneți, care nu a răspuns... Vă să rămână prezent! Bună ziua, domnul Nedelu! Consemne! Consemnă! Domnul Istoroiu. Să rămână prezent. Bună ziua. Doamna Amistată. Bună ziua, prezent. Bună ziua, domnul Radu. Să rămână prezent. Bună ziua, domnul Răduță. Bună ziua, prezent. Bună ziua, doamna Stroie. Bună ziua, prezent. Bună ziua, doamna Tătaru a anunțat că este concediu medical. Domnul Ungureanu. Bună ziua, prezent. Bună ziua, domnul Răduță. Să rămână prezent. Bună ziua. Domnul Macovei, ne-a murit. Domnul Macovei. Domnul Macovei, pare că se conectează, o să anunț cu microfon în online. Constat astăzi, s-a lăsut prezent 16 consilieri locali municipali, iar în mediul online 3, absenți consemnați fiind pe cale de consecință, apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de articolul 137 alineatul 1 din codul administrativ. Da, prezent. Bună ziua, da, am consemnat, dar sunt online. În loc să consemna că au fost îndeplinite până la acest moment procedurile impuse de articolul 136 alineatul 1 din codul administrativ, proiectele scrise pe ordinea de zi de astăzi, fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizele comisiilor de specialitate, care au fost transmise deja prin poșta electronică, mai puțin proiectele de la poziția, pozițiile 20, 24 și 25. Vă reamintesc că în situația în care vă aflați în conflict de interese, aveți obligația de a nu participa la ajutarea pentru de hotărâre în cauză, și s-a anunțat de acest fapt încă de la începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți cu privire la adoptarea unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. În cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate, urmează să procedați în conformitate cu prevederile legii numărul 161 din 2003. Vă supun atenției procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 februarie 2024. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal, dacă nu sunt, îl supun la vot. Cine este pentru? În sală, domnul consilier votează pentru. Domnul Istoroiu? Pentru. Domnul Macovei? Pentru. Domnul Nădălu? Mulțumesc. Cu 19 voturi, procesul verbal a fost aprobat. Domnule președinte, vă invit să preluați lucrările ședinței. Mulțumesc, doamna secretar general. Bună ziua tuturor. Bine ați venit la ședința ordinară a lunii martie, convocată prin dispoziția numărul 518. Din data de 28 martie 2024. Ordinea de zi a fost comunicată, este cunoscută, dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi. Vă rog, domnul primar. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Bună ziua, stimați invitați, dragi reprezentanți ai
dragi colegi, în completarea ordinii de zi de astăzi propun două proiecte și anume proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 160.000 de lei din bugetul local al municipiului Focșani pentru anul 2024 pentru acoperirea sumelor necesare de parcări echipei de robotică AI Citizens a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Focșani și a profesorului însuțitor la campionatul mondial din Houston, Statele Unite, precum și achiziția de componente și materiale necesare. Și un al doilea proiect de hotărâre în completarea ordinii zi de astăzi este pentru completarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 59/07 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul, modificările și completările ulterioare. Domnule președinte de ședință, dați-mi faptul că avem bucuria și onoarea de a fi astăzi în sală alături de noi acești copii minunați. Aș vrea să începem cu acest proiect, cu proiectul privind alocarea sumei de 160.000 de lei pentru a putea să acoperim cheltuielile de deplasare ale echipei de robotică de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Și da, domnule primar, deocamdată să intrăm în procedură și o să... Okay. Da, bine. Mulțumesc. Și la diverse, scuze, la diverse, vreau să propun atenției dumneavoastră și discuțiilor două adrese. De fapt, o adresă venită din partea Asociației Naționale a Caselor de Tutură ale Sindicatelor din România și un raport al Compartimentului de Audit Public Intern în cadrul primăriei municipiului Focșani privind la modul de angajare și utilizarea fondurilor de la bugetul local la Școala Gimnazială Oana Dianare. Vă mulțumesc. Ok. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. Numai domnul Nedelcu. Pentru. Mulțumesc. Domnul Macovei. Pentru. Mulțumesc. Domnul Nistoroiu. Domnul Nistoroiu. Pentru. Mulțumesc. Cu 19 voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa, inclusiv cele două proiecte suplimentare. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. Numai domnul Nedelcu. Pentru. Mulțumesc. Pentru. Mulțumesc. Domnul Macovei. Pentru. Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost aprobată. Supun la vot inversarea ordinii de zi, în sensul că proiectul privind suplimentarea cu sumă 160.000 de lei să fie numărul 1, apoi celelalte nu ne-au fost transmise. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online? Pentru. Mulțumesc. Domnul Macovei? Pentru. Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi, noua formulă, noua ordine a fost aprobată. Deci proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 160.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2024 pentru acoperirea sumelor necesare de plasări echipei de robotică AI Citizen a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Focșani și a profesorilor însoțitori la campionatul mondial din Houston, precum și achiziția de componente și materiale necesare. Inițiatorul nu este domnul primar, este domnul primar împreună cu consiliere din majoritatea din Consiliul Local, formată din PNL și USR. Ai, mai delicat. Domnul, păstrează ordinea de zi cum să o... Domnul Nici, vă rog frumos. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Conform codului administrativ, singurul care poate iniția un asemenea proiect este ordonatorul principal de credite în speță primar. Da, într-adevăr, am primit o adresă din partea consilierilor locali PNL USR, dar semnată doar de către domnul consilier Macovei și de domnul consilier Ghioca. Și sunt convins că toți cei care sunteți astăzi aici în sală sunteți de acord cu acest proiect și nu cred că este cazul. Și nu cred că este cazul să facem acum un act de bravură pe munca și rezultatele acestor tineri minunați. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Supun la vot proiectul. Dacă permite, domnul președinte de ședință. Domnul președinte. Nu. Cred că nu mai e cazul să mai facem completări. Deci după să-i felicităm pe copii și atât. Domnul președinte, vă rog. Vă rog, domnul consilier. Vreau să felicit, pentru că nu sunt în sală, sunt felicit din tot sufletul pe acești minunati copii. Să știți că grupul PSD este alături de această minunată inițiativă de a plăti.
Iar din partea echipei clinicii de deșeu, eu îl contactez pe domnul profesor pentru a suplimenta cu niște bani acest ajutor. Mulțumim, domnul consilier. Vă mulțumim. Deci supun la vot proiectul. Cine este pentru? Toată lumea este pentru. În online, domnul Nedelcu. Domnul Macovei. Pentru. Pentru toată lumea. Domnul Nistoroiu. Cu 19 voturi pentru, proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi a fost aprobat. Domnul președinte, și dacă vă rog, domnul primar, îmi permiteți, dat fiind că sunt în sală, noi ne-am pregătit și o diplomă de excelență pentru rezultate deosebite. Vă mulțumesc și o să invit pentru a-i face cunoscuți pentru că, într-adevăr, merită să-i cunoască toți focșanenii. Și de aceea am dorit să invităm astăzi în fața dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, pentru merită. Mă bucur enorm că avem niște copii minunați, conduși de niște profesori deosebiți, care, iată, au avut un rezultat extraordinar și cred eu că ceea ce facem noi astăzi este doar un simplu act de onoare și un gest de recunoaștere a rezultatelor dumneavoastră. Termin pentru care, deocamdată, vă oferim doar o diplomă de excelență, cu promisiunea că atunci când vă veți întoarce cu mare premiu de pe Houston, da? Vă vom asigura și un premiu extraordinar. Așadar, se acordă diplomă de excelență elevei Urcă Irina. Ea este, de fapt, și purtătorul de cuvânt al acestui grup minunat, acestui colectiv minunat. Eu am avut bucuria să-i vizitez când ei se pregăteau și am observat cât de implicați au fost cu toții și am rămas uimit de faptul că avem aici elevi de clasa 7-a, care proiectează deja în 3D. Deci trebuie să credeți că tot ceea ce au făcut la e gândirea lor 100% și este munca lor și dați-mi voie să mă înclin în fața voastră, dragi bine. Și dacă lăsăm pe domnișoara să vorbească, s-ar putea să nu ne ajungă toată ziua, pentru că știi foarte bine. Și o să îi dau cuvântul la final să ne prezinte puțin din proiectul pe care l-au avut în acest concurs minunat. De asemenea, se acordă elevei Baciu Elisa Elena. Se acordă diplomă de excelență. La noi din microfonul meu, la voi merg cu roboții foarte bine. Se acordă diplomă de excelență elevei Gorgan Bianca Maria. Se acordă diplomă de excelență elevei Găina Ștefanie. Avem aici și un elev, fiu al unei colaboratoare de-a noastră și a unei colegi de-a noastră, doamna director Benoveș la Direcția de Asistență Socială, deci te stimată doamnă și dumneavoastră. Fiului dumneavoastră, elevului Benoveș Tudor Deian. De asemenea, se acordă elevului Constantinescu Rareș Costin. Se acordă diplomă de excelență elevului Sandu Călin Matei. Se acordă diplomă de excelență elevului Lupu Cosmin Daniel. Diplomă de excelență se acordă și elevului Stănilă Rami. Diplomă de excelență se acordă elevului Hanu Marius Bogdan. Se acordă diplomă de excelență elevului Bușilă Raul Ștefan. Se acordă diplomă de excelență a elevului Stoica Petru. Domnule profesor, este o onoare și bucurie pentru noi să avem un asemenea rezultat în Focșani, în Vrancea și în România. Și vă felicit din tot sufletul. Multă sănătate, fericire și succes! Noi cu toții suntem foarte impresionați de
rapiditatea cu care comunitatea din care facem parte a reacționat. Deci este a patra zi de când am primit premiul, deci duminică la prânz, după masă, așa, noi am câștigat finala și am aflat că o să mergem în Statele Unite și iată că astăzi, joi, la 4 zile distanță, comunitatea s-a mobilizat fantastic și suntem premiați și cheltuielile noastre de deplasare, de cazare, toate cheltuielile în acest moment sunt asigurate. Vă mulțumim frumos, mulțumim întregi comunități. Proiectul dumneavoastră, pentru că știu că are cuvintele la ea și știe foarte bine să ne spună. Mulțumim! Bună ziua! Eu sunt Irina și sunt clasa a 7-a și sunt de 2 ani în competiția Perfect Challenge și fac parte de 2 ani din această echipă. Rezultatul pe care l-ați văzut duminică la Iași nu este doar rezultatul nostru, cei care suntem astăzi prezenți în fața dumneavoastră, și este rezultatul a 5 ani de muncă și este meritul a tuturor copiilor care au călcat vreodată la cuplul de robotică și acest premiu extraordinar, plecăm la Houston, ne bucurăm atât noi de el cât și de toți elevii care au făcut parte din echipă și care acum se uită la noi de la București, de la Iași, de la Universitățile de Top ale României. Au fost 3 zile intense de națională și când am aflat, n-am știut cum să ne bucurăm de astfel de reușită, nu ne-am așteptat și acum, la 4 zile de la premiu, să vedem că comunitatea noastră ne susține în așa fel și că s-a mobilizat, toată lumea este extraordinar și plecăm la fiță în încrezători. Mulțumesc! Ședința din 31 ianuarie 2024, dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locale, ați aprobat un alt proiect de hotărâre Consiliul Local privind premierea șahistului nostru junior, Alin Ștefan Tăscălescu, pentru plasarea pe locul 1 la categoria Under 15 la concursul național de șah Elisabeta Polichroniade și astăzi este alături de noi pentru a-i înmâna premiul în bani și haideți-i o dată să te ajută și pe ea. Este alături de noi și înainte de ședință am avut o discuție și vă propun încă de pe acum. Și acest tânăr minunat a fost selectat să participe în locul național, da? Spun bine? La un concurs mondial de șah, care ar trebui să țină în Peru, dar am înțeles că au fost luate niște decizii din cauza condițiilor epidemiologice de acolo, nu ar dori să participe. În schimb, va participa la un concurs european, care se va susține la Londra, deci am înțeles, da? Alin? Eu știu că se va ține în Irlanda, aproape. Ah, în Irlanda. N-am înțeles bine. Da. Așa. Ok. Și trebuie la fel să-i susținem deplasarea și să-i asigurăm suma necesară pentru deplasare. Și în ședința următoare o să aveți un proiect de ordine de zi pentru a susține și deplasarea acestui tânăr minunat, pentru că, iată, avem copii care ne fac cinste și care, într-adevăr, merită toată susținerea noastră, așa cum am susținut de fiecare dată performanța în toate domeniile. Felicitări!